Bună ziua, dragi telespectatori ai emisiunii ArtWest. Azi avem onoarea de a-l avea ca invitat în studioul BHLA TV din Dumbrăvița pe domnul dr. George Gheorghe. Haideți să-l cunoaștem mai bine pe domnul doctor, după care să descoperim și să înțelegem mai profund ce înseamnă homeopatia. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră în studioul BHLA TV din Dumbrăvița. Propun ca emisiunea să se compună din două părți. În prima parte aș vrea să discutăm despre dumneavoastră, despre cariera dumneavoastră profesională și a doua parte a emisiunii să intrăm în larg în homeopatie, dacă sunteți de acord. Foarte de acord și încântat că pot să vin într-un studio în Dumbrăvița. Eu locuiesc în Dumbrăvița de asemenea și sunt chiar încântat de acest studio. Nu degeaba ați fost ales. Da. Am evitat o vreme întâlnirile TV, dar chiar asta am acceptat-o cu plăcere. Mă bucur foarte mult. Domnul doctor, ați terminat medicina generală, aveți competență în acupunctură și competență în homeopatie. Am să pun o întrebare banală de tot. De ce ați vrut să deveniți medic? A fost o opțiune foarte devreme, undeva în clasa 11-a, ca fiind singura modalitate de a fi cât de cât eficient pe lumea asta, pentru mine. Alternativa la medicină pentru mine era filosofia. În cele din urmă am făcut un doctorat în filosofie. Da. L-am terminat acum 2 ani. Dar tu gândești, tu scrii, ai 2-3 cititori care de obicei nu te înțeleg, nu te înțeleg, mă rog. E o dezbatere interesantă, o viață interesantă pentru tine însuți. Câte vreme, dacă faci medicină, mai ajuți un pic și pe lume. Când erați în stare de ezitare, de a alege între medicină și între filosofie, filosofia ați pus deoparte sau în timpul liber v-ați mai ocupat de studiile lui Schopenhauer sau al lui Kierkegaard? Schopenhauer l-am citit în adolescență, în liceu. Nu, factorul decisiv pentru ca să renunț la facultatea de filosofie a fost profesoara mea de filosofie, care mi-a spus: Relule, ce să cauți acolo? Vrei să fii să fii politruc, cum sunt eu, să faci să fii Academia Ștefan Gheorghiu sau să fii obligat să-ți ții gura, că era în vremea comunismului. Erau alte vremuri, da. Nu, era atunci. Tu poți să citești filosofia toată viața, ceea ce am și făcut. Mai bine faci ceva util și pentru oameni, și pentru tine și pentru oameni. Și atunci am zis, da, medicina mi se pare ok. Ați ales medicina. Erați undeva la anul 3, dacă nu mă înșel, dacă m-am informat corect, când v-ați apropiat de acupunctură. În vremuri, asta era prin anii 80, nu? Începutul anilor 80, așa acupunctura nu era acasă, nu era în vogă, nu era răspândită în țară la noi. A fost o șansă extraordinară. Timișoara a avut o șansă extraordinară. Pentru că pe vremea aceea, doctorul Quint avea un cabinet mic de acupunctură împreună cu doctorul Popescu, Dumnezeu să-l ierte. Niște oameni care au făcut imens pentru acupunctura din Timișoara și cred că la un moment dat, Timișoara, poate și acum încă, Timișoara era centrul cel mai tare de acupunctură din țară și se făcea foarte, foarte serios. Foarte serios. Respectivii doctori au studiat în străinătate, că aici nu prea era... Nu, au fost autodidacți. 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 Și atmosfera era foarte, foarte bună. Era o atmosferă bună din punct de vedere medical, din punct de vedere educațional, științific, tot ce vrei. A fost și sunt colegi care sunt foarte buni acupunctori încă în Timișoara, cărora indirect își datorează calitatea acestor doi medici pe care admir nesfârșit. Cum v-ați apropiat totuși de acupunctură și nu de, știu eu, de chirurgie sau de neurologie? Până în anul 3 eu începusem deja să studiez partea de psihologie, psihiatrie și am vorbit cu domnul profesor Lăzărescu, dacă se uită îl salut, cu respect și stimă deosebită. Și domnul profesor Lăzărescu a zis, măi băiete, dacă vrei să faci psihiatrie, trebuie să ai o bază culturală serioasă. Și mi-a dat o listă de cărți pe care trebuia să o citesc, să conspectez și așa mai departe. Lucrul ăsta s-a întâmplat din anul 1 până în anul 3. Într-o seară, în anul 3, am citit undeva că, nu am citit, am auzit,
că la clinicile noi, domnul doctor Quint face acupunctură. A doua zi m-am dus și am zis vreau să învăț acupunctură. Dar știați ceva despre acupunctură? Da, cu sigur că știam. Dar teoretic, evident. Teoretic, evident. Adică știam teoria de bază, știam despre, mă rog, un pic din spiritualitatea orientală și chineză și așa mai departe. Și mi s-a părut, da, e o alternativă care e interesantă. Ați practicat mulți ani, pot să spun, mulți ani, nu? După care ați renunțat. De ce? Am mers mult cu acupunctura. Am fost chiar și lector la cursurile românești de acupunctură. Da, am predat. În cadrul UMTP-ului. Da. Nu, în cadrul Ministerului Sănătății. Aveau cursuri de, așa cum sunt și acum, cursurile de competență de acupunctură. Și chiar de vreme am intrat în grupa de lectori. Multă vreme nu am, știam de homeopatie, multă vreme nu am practicat. În momentul în care am descoperit într-adevăr homeopatia, asta s-a întâmplat în anii 90. Cum era acel moment? Tulbure. În anii 90. Anii 90 și politic și economic exact. Era... E o istorie întreagă. Eu am optat imediat după facultate, după sagiatură, să nu rămân în oraș. Puteam să rămân în oraș, că aveam medie mare. Și am optat să mergem cu familia la Poiana Mărului, pe șantier, ca medici de șantier. Era un șantier imens, cel de la Poiana, pe vremea erau 5.000 de oameni. Deci noi aveam 5.000 de oameni, da. Aveam grădiniță de la aveam sugari o grămadă, aveam grădiniță, școală, subterane, puncte de lucru subterane, nebunie, aveam de lucru. Ați avut la pacient, cred că, da, nu m-ați plictisit. Dar și viață foarte faină, adică erau oameni extraordinari. Culmea, șantieriștii ăștia care făceau hidrocentrale în țară, erau niște oameni care, mulți dintre ei sunt extraordinari, încă sunt în legătură cu ei, iacătă, după 20 și ceva de ani. Tot mai vin la dumneavoastră. Da. Și de acolo am stat 5 ani. Și de acolo am plecat direct la Maștoc, unde am construit un spital. Și erați și directorul spitalului, da? Da, și directorul spitalului. Cum era în perioada în scurt? Pionierat. Entuziasm mare, am zugrăvit, am aranjat lucrurile, am făcut rost de pat. Și cu homeopatia, cum era întâlnirea? Deci, erați deja, v-ați pus bine de tot pe acupunctură. Eu mergeam clar pe acupunctură. Când am fost la Poiana Mărului, încă făceam acupunctură. Și chiar primul meu cabinet privat a fost la Oțelul Roșu, de acupunctură. Am venit la Maștoc, mai făceam acupunctură și am fost în Elveția, la Arlesheim, la o clinică, care făcea seminarii internaționale și acolo, practic, am descoperit homeopatia printr-o derivație, prin medicina antropozofică, pe care am abandonat-o repede, dar care a fost o trampă pentru homeopatie. În momentul în care mi-am deschis cabinetul de homeopatie, cabinetul meu, de fapt, adică așa, homeopatia a devenit preponderent, adică 99% din activitate. A ce mai pun din când în când, dar foarte rar. Asta în ce an era? În 91 am venit la Maștoc, în 94 jumate, 95 am început cabinetul din Timișoara. Cât de răspândită era în acea vreme la noi în țară? Cine? Homeopatia. Păi vă spun, în Timișoara nu exista farmacie pe vremea aia. Și atunci aleacurile de unde? Am dus la prima farmacie, cea mai apropiată asta de care s-a tot vorbit și la cabinet. Da? Am vorbit cu domnișoara care deja știa un pic de chestia asta și împreună cu o colegă, care și ea avea cabinetul foarte aproape, am zis, hai să începem. Dar țin minte cum am făcut primul inventar de homeopatie, adică primul necesar de medicamente de homeopatie din orașul ăsta. Farmacia asta se află pe lângă Cluj, nu? Pe strada Lidia se află, dar foarte repede a început și farmacia Lian de pe Victor Babeș. Domnule doctor, acum sunt vreo 6 farmacii sau 7 care au medicamente homeopatice. Și sunt aprovizionate la zi, deci se găsește cam de toate. Cel puțin astea două mari, astea sunt extraordinar aprovizionate. Fabrici de medicamente la noi în țară, mă refer la homeopatie, unde sunt? La Cluj. La Cluj. Numai în Cluj?
Numai în Cluj. Da. Și Bucureștiul cum că a rămas în urmă? O întrebare fără răspuns. Da. Așa, la București există o reprezentanță a unei firme franceze, știu, nu o să spun numele, da, așa, care aduce medicamente de foarte bună calitate. Da. Dar, deci, practic, la ora actuală, principalii furnizori în țară de medicamente homeopatice sunt fabrica de la Cluj și această firmă franțuzească. Da. Și se mai fac și mici, cum să spun, mai sunt mici producții locale de farmacie. Domnule doctor, să vorbim puțin și despre cultura dumneavoastră. Vorbiți, câte limbi vorbiți? E, le vorbesc, le rup și eu. E, le rupeți. Nu chiar cred că dacă ați dat, la Sao Paulo sau la Lisabona sau Moscova. Din păcate nu vorbesc ungurește. Ar trebui să învăț și ungurește. Foarte mulți aleg o nevastă unguroaică și cazul este bifat. Nu. Deci eu de foarte devreme am devenit bilingv. Deci prima mea limbă a fost limba rusă. Prima limbă auzită și învățată a fost limba rusă. Când v-ați născut în? În Rusia. Da. Deci nu în Moldova, în Rusia. Taică-mi a fost acolo la facultate. Deci prima limba a fost rusă. Apoi a venit limba română. Apoi limba rusă aproape că am uitat-o, am reînvățat-o cu bunica și mergând în Rusia. Și după aia foarte ușor am învățat franceză, engleză, destul de târziu am învățat germană, după aia portugheză. Deci asta în timpul liceului sau în timpul facultății? Sau după facultate? Franceza am învățat-o în timpul... Franceza și engleza am avut-o deja în liceu. Bine. Am făcut și ore de engleză și cât de cât. Franceza o vorbesc mai bine. Apoi limbele latine sunt ușor de învățat. Da, mai ales după ce omul deja știe 4-5 limbi. Da, da. Portugheza am învățat-o târziu, pe la 40 ceva de ani. Dar cum ați avut timp ca să vă puneți cu burta pe carte la 40 de ani și să învățați o limbă? A fost o întâmplare. Odată că îmi place foarte mult muzica portugheză și mi se părea abordabilă. Da, îmi place și cea braziliană și cea portugheză. Deci și fado-ul și bossa. Da. Și... fiica mea a venit să-mi spună că ei fac un curs de portugheză există un curs de portugheză în Timișoara, ținut de un coleg de ei din Brazilia. Și am zis, ok, vin și eu. Deci de la sursă, de la rădăcină ați învățat, nu acasă din CD-uri. Și atunci am zis, bine, vin și eu. Și m-am dus și am început să învăț, după am citit, am tradus și în cele din urmă am ajuns să și vorbesc. Ați învățat și limba și ați și predat la Lisabona, nu? La ultimele seminarii am reușit să predau cu ajutorul lor, adică sunt cuvinte pe care nu le știu, dar ei sunt foarte încântați că cineva le vorbește limba și sunt toleranți la... Nu, românii sunt intoleranți la greșelile gramaticale, ei sunt destul de toleranți. Da. Așa că am putut să vorbesc. Da, am vorbit cu un regizor de teatru care a spus următorul lucru. Nu contează cât de greșit vorbești, esențial e să vrei să vorbești. Da. Că oricum lumea te va înțelege. E un declic. Multă vreme, deci am fost de câteva ori în Brazilia și am fost și în Portugalia. Și multă vreme m-am inhibat să vorbesc. În momentul în care se face acest declic mental, limba începe să-ți vină. La început se amestecă portugheza cu cuvinte germane și engleze și italiene. Da, un fel de amalgam, da. Dar după aia lucrurile pornesc. Adică mintea se mulează pe acea limbă, începe să se simtă în acea limbă și în momentul în care în cap vorbești o limbă și nu o traduci, atunci poți să începi. Da. Fără traducere. Da. Atunci America unde ar fi dacă toți erau axați pe gramatică și pe alte chestii? Tocmai. De-aia și vorbesc așa de prost în general. Ați amintit că ați făcut doctoratul din filosofie, ați dat. De ce nu ați dat din medicină? A fost o întâmplare fericită și o opțiune fericită, cred eu. Pentru că eu vreau să dau doctoratul din semiotică. Deci domeniul în care eu mă ocup mult în homeopatie este semiologia. Semiologia este știința semnelor. Ați și scris o carte despre asta, da? Este știința semnelor. Ei bine, eu vreau să aflu care sunt bazele teoretice, fundamentele teoretice, cu ce se mănâncă
Nu doar semiologia medicală, că omul nu poate să rămână, să ridice mâna și e paralizat. Nu asta mă interesa. Mă interesa ce înseamnă un semn. Fiziognomia... Nu, ce înseamnă un semn. Teoria semnelor. Ori, teoria semnelor nu se studiază la medicină, se studiază la filosofie. În România nu există o catedră de semiotică. Se mai studiază și în artă. De și exemplu, artă, și noi am avut profil semiologia. Da. Semiotică. Semiotică. Și atunci m-am interesat de lucrul ăsta, am vorbit cu o bună prietenă care mi-a recomandat pe domnul profesor Grecu, ca fiind un excelent logician și profesor, într-adevăr. Și el m-a acceptat cu această temă semiotică, dar mi-a spus, nu putem face la filosofie semiotică medicală, se poate face o adendă de semiotică medicală ca un exemplu de caz. Da? Exemplu de caz. Da. Trebuie să faci o chestie serioasă de filosofie, adică semiotica din perspectiva semioticii. Atunci, bine, facem o chestie serioasă. Și așa v-ați apucat de filosofie și ați dat și doctorat. Nu de filosofie, m-am apucat de semiotică. De semiotică, dar prin filosofie. Da, am studiat istoria semioticii în perspectivă teoretică, adică în filosofie, începând de la greci, după aia a fost cumplit. Partea de medievală a fost cumplit. Acolo era să clacheze. Da? Care era problema esențială? Medievalii sunt foarte dificili. În primul rând, pentru ei... Odată și de înțeles. Și de înțeles, dar și felul în care puneau problemele. Deși noi știm de scolastica medievală ca fiind o chestie inutilă, ei bine, ei își formulau propozițiile și își făceau cărțile ca foarte asemănător cu cărțile de matematică. Adică, e o logică impecabilă acolo. Totul cu calcule, cu... Cu argumentări și, și contraargumentări și așa mai departe. Deci au fost foarte, foarte serioși. Și unul din autorii favoriți al autorului de care m-am ocupat eu, întemeitorul semioticii, Peirce, este un scoțian, Dan Scott, care era din epoca medievală. Studiindu-l pe Peirce, a trebuit să studiez pe Dan Scott, studiind Dan Scott, a trebuit să studiez medievalii și logica și semiotica. Tot așa, da, ca piramida, da. Da, după am ajuns la Sfântul Augustin, care a adus contribuții foarte interesante pe semiotica lingvistică. Și uite așa am făcut o grămadă de incursiune. Care era teza doctoratului? Care este titlul? Aspecte ontologice și epistemologice în semiotica lui Peirce. Și Charles Sanders Peirce. Cât de bine vă ajută în practicarea homeopatiei înțelegerea semioticii? Deloc. Deloc? Nu. Dacă vine un pacient, nu e mai ușor de citit, de scanat? Există niște lucruri care, nu mai știu cine spunea, că ceea ce știi rămâne după ce ai uitat ceea ce știi. Adică rămân niște lucruri în underground. Cultura nu îți aduce un beneficiu imediat. Îți aduce un beneficiu de perspectivă. Dar rămâne stocat și nu se pierde, cred. Nu știu dacă e vorba de stocare, e vorba de perspectivă. E vorba de perspectivă, îți aduce o percepție a unor lucruri pe care le știi din cauza culturii, îți creează niște sensibilități și îți creează un anumit ax al valorilor, să spunem așa. Îți dă un anumit simț al valorilor. Pentru asta cultura e foarte importantă. Cultura e foarte importantă în orice domeniu. Adică un om de cultură știe să deosebească un kitsch de un lucru valoros. Că este vorba de muzică clasică sau că este vorba de un tablou sau că de o sculptură. Da. Știi sau să de o clădire. Da. Știi să diferențieze ceea ce este valoros de ceea ce este ciuruc. Da. Sau de ce este mai puțin valoros. Asta este lucrul cel mai important. Și de asta eu am foarte mult contact cu copiii și mai ales cu adolescenții. Copiii și adolescenții. Și întotdeauna insist asupra ce cărți citiți. Cum vă documentați. Cum vă se faceți sistemul de valori. Nu poți să faci mai citește sistem... în ziua de azi? Că eu am sentimentul că foarte puțin se mai citește. Cititul e... Sau a apărut cititul prin net, formă electronică? Ceea ce a apărut, cred că a apărut pierderea de timp pe net.
pe care o știm cu toții, adică rețele de socializare, da, țăcăneală de, da, tot felul de chestii minore. Și se duce timpul și jumătatea de zi. Exact. Cititul trebuie să pornească cu un cârlig. Cu un cârlig. E o tehnică a cititului. Adică trebuie să găsești, să spui copilului o carte care să-l atragă în citit. Una mică, una care să-l miște. Două, trei cârlige, așa, după care prinde gustul și, da, merge singur. Da. După aia se poate face o listă de citit, dar e foarte important ca să recomanzi, dar pentru asta trebuie să o știi, să recomanzi o carte unui om de o anumită structură care știi că o să-l prindă. Domnule doctor, aveți foarte multe publicații, vreo 6 cărți apărute, dacă sunt la zi. Cam pe acolo, nu? Cam pe acolo. Publicații în format electronic. Dar am ales una mai aparte. Ați scris o carte despre yoga. Da, am scris un comentariu. Un comentariu. A fost un comentariu. Cum e relația dumneavoastră vis-a-vis cu yoga? A fost foarte bună. Adică am fost practicant și studiam. Da? Da. În timpul studenției? În timpul studenției, da. Și la ora actuală mai practicați? Nu. Dar am studiat, în vremea aceea a fost o problemă să fac rost de cărțile clasice, de studii despre domeniul ăsta. Deci am scris-o. Eram cu un prieten și eram supărat tocmai de nivelul foarte jos cultural al abordării acestei discipline. Adică, la fel ca și homeopatia, există un nivel subcultural de abordare a ei. La fel și în yoga există un nivel subcultural de abordare a acestei discipline, care de fapt este specifică unei anumite culturi. Da? Și atunci ce am vrut să fac, am vrut să fac acest comentariu pentru europeni, pentru români, gata să epuizat de mult, tocmai din perspectivă culturală, să spun ce înseamnă fiecare cuvânt de acolo, care, și pentru asta am apelat la un prieten care știa sanscrită, care a învățat cu Amita Boșe sanscrită, și împreună am făcut comentariul. Domnule doctor, sunteți vicepreședinte a Societății Române de Homeopatie. Vă rog să ne descrieți în ce constă homeopatia. Poate nu toți sunt la zi, nu numai cu termenul, ci cu actul medical. Deci homeopatia este, în primul și în primul rând, este o disciplină medicală. Pur medicală. Nu are de-a face cu religia, nu are de-a face cu concepția, cu o ideologie, nu are de-a face cu, eu știu, cu o spiritualitate sau alta. Este o disciplină medicală care tratează diferit, cu doze foarte mici și care, în principiu, am tot repetat chestia asta, dar care ia în seamă totalitatea pacientului. Da? Pentru medicina clasică, faptul că un om are o migrenă, o durere de stomac și o durere de picior, că se agravează noaptea la ora 3 și că îi place să mănânce dulce, n-au nicio legătură. Pentru homeopatie au legătură, pentru că homeopatia caută să găsească un remediu sau foarte puține remedii, unul de obicei, care să acopere ca umbrelă totalitatea manifestărilor pacientului. Pentru asta, medicamentele homeopatice au două caracteristici majore. Întâi de toate, ele au o imagine. Acum ia că te revenim în partea de semiotică. Da. Da? Ele au o imagine care se obține în urma studiilor de toxicologie și a studiilor de patogenezie. Ce înseamnă asta? Toxicologie e clar. Un om este înțepat de o albină. Ce se întâmplă? Se umflă, se doare, se face un edem care... O reacție alergică. Alergic, care... eu știu, se ameliorează la rece, da? Asta este imaginea mușcăturii de albine. Această imagine a mușcăturii de albine, conform principiilor homeopatiei, și din fericire se adeveresc reale de 200 de ani, zi de zi, dacă aceeași substanță se administrează în diluție foarte înaltă, adică foarte, foarte diluată, acest tip de patologie, fie că este înțepătură de albine, fie că este urmarea unei reacții alergice, poate fi vindecat cu acea substanță. Este principiul similarității, adică similia similibus curantur, ceea ce este similar vindecă ceea ce este similar. Și atunci o alergie care dă reacții asemănătoare mușcăturii de albine, poate că
mergeți de tratat cu Apis, adică cu venind de albine, foarte diluat homeopatic. Asta era primul principiu, principiul similarității, și al doilea, deja l-am enunțat, principiul dozelor infinitezimale, adică dozele homeopatice sunt foarte, foarte mici. Știu, despre această problemă, pot să anticipez dacă sunteți de acord? Da? Da. Ok, despre această problemă, până acum jumate de an, principiul dozelor infinitezimale a fost principala obiecție din partea scepticilor, care spuneau, a nu, în diluțiile homeopatice nu există decât apă chioară. Pune o picătură de alcool în bega, dă-i drumul la izvoare și nu-mi spune mie că la vărsarea begăi cineva se vindecă sau se îmbată cu picătura de alcool. Cam asta era obiecțiunea principală. E, acum ați auzit de nanotehnologie. Da. Bun. E, ultimele 6 luni au adus o revoluție, după părerea mea, în ceea ce privește percepția științifică a homeopatiei. Adică sunt 2 studii, și acum am văzut al treilea, care înaintează o teorie, 2 studii de nanotehnologie care arată că în diluții homeopatice foarte înalte, a 30-a centezimală și a 200-a centezimală, există încă particule din prima diluție. Pentru asta, iată, au trebuit să treacă 200 de ani ca să se descopere această tehnologie, care arată că e vorba de o prezență materială care depășește numărul Avogadro. Numărul Avogadro era numărul molecular. Și atunci, din perspectivă moleculară, homeopatia este imposibilă. Pentru că peste 10 la minus 23 nu mai există materie. Din perspectivă a nanotehnologiilor, a nanoparticolelor, care e teoria la modă acum și care va revoluționa clar tot, iată că este posibilă. Există substanță. Și studiul a fost făcut pe diluții foarte înalte, 200 centezimali, cu metale. Metale care nu se imixtează cu apa. Și s-au descoperit particule, s-au filmat, eu am văzut filmate, adică fotografiate, particule, nanoparticule, din metalul inițial, pe aur, pe cupru și așa mai departe. Al doilea studiu se referă la plante. Iarăși au găsit fragmente de plante în diluții foarte înalte homeopatice. Ambele studii sunt publicate în reviste serioase, nu de homeopatie, în reviste indexate. Adică, nu știu, unul este în homeopatie, care este totuși singura revistă indexată de homeopatie, dar studiile sunt făcute la Institutul de Nanotehnologie din India, care sunt foarte, foarte serioși. Domnule doctor, propun să facem o mică pauză, după care ne vom uita la un material filmat la dumneavoastră în cabinet, pe care vă rog să-l comentați, după care vom continua dezbaterea despre homeopatie. Haideți să-l continuăm discuția noastră în studio, domnule doctor, dar înainte de a intra în larg, propun ca să ne uităm la un reportaj scurt făcut la dumneavoastră în cabinet, unde am stat de vorbă cu pacienții dumneavoastră. Thank you.
Eu am venit cu stomacul aici, mă supăra de partea asta. Când mergeam la vale așa, nu puteam să mă duc nici cum. Și am venit la domn doctor aici, am povestit care e situația, m-a pus la aparat, zice, ai, dar nu mare problemă, zice, îți dau eu medicamente și vii la mine la control, peste o lună. Am dus, am luat medicamentele care mi le-au dat, am, peste vreo 2 luni, n-am mai venit, când mi-au trecut și până în zi de azi, nici nu mai m-au durut, dar nici eu n-am mai fost la domnul doctor, dacă nu mi-a fost rău. Altceva, bine. Asta când s-a întâmplat? Asta s-a întâmplat de vreo 2 ani trecut. Este trecut de 2 ani. 2 ani am avut în vară, că așa în vară a fost, până iunie, mai iunie, cam așa de în vară a fost atunci când am fost la el. Și de atunci n-am mai avut probleme. Înainte de a veni la domnul doctor George, ați mai apelat la medicina tradițională? Nu, n-am mai avut probleme, nimic. N-am avut nicio problemă până. Și cum că nu v-ați dus la un medic internist, la, știu eu, la spital? Cum să vă spun, de vorbă în vorbă cu oameni, așa cum se vorbesc, este pe linia cu tare, rul 7, este un doctor și e doctor bun și de ce nu încerci acolo, să te duci acolo și așa am venit la De unde sunteți? el. Din locul din Ardeal și din Murani. Am avut o problemă și nu-i dădeam de cap și așa, încercând la diverse variante de vindecare, am ajuns și la homeopatie. Înainte de a apela la homeopatie, ați apelat și la medicina tradițională? Nu. Am apelat la medicina alopată, da. Și ce puteți spune după 5 ani? Că e o variantă, e o soluție, homeopatia. Dacă ați recomanda pentru un pacient, ce ați recomanda? Medicina tradițională sau medicina homeopată? Eu aș recomanda să încerce prima dată homeopatia. Care este atuul principal al homeopatiei după dumneavoastră? După părerea mea, lipsa efectelor secundare a remediilor homeopate. Timpul de vindecare nu este puțin mai lung? Păi este, dar se compensează prin avantajul ăsta, cred. Cum vedeți, oamenii sunt deschiși pentru homeopatie? Depinde de om. Dacă are o experiență, un apropiat prin care a reușit să se vindece, poate. Dar așa, nu cred că e destul de mediatizată homeopatia. Eu, noi venim mai de mult aici la domnul doctor. Avem de vreo 2 ani, 3 ani venim aici la domnul doctor. Și cu ce problemă suferiți? Am ceva pe mâini, niște eczemă, ceva, am niște bubiță pe mâini. Înainte de a veni la domnul doctor, unde ați mai fost? Am mai fost la noi la Reșița, dar am făcut niște tratament cu niște alifiuri astea și nu mi-a trecut. Și cum că ați aflat de domnul doctor Gheorghe? Am aflat niște colegi ai lui Nora mea. Și cum sunteți? Sunteți mulțumiți sau nu prea? Da. Sunt mulțumită că mi-a oferit. Mai am puțin, dar nu mai am cum am avut. Ce a zis domnul doctor? Cât mai trebuie să veniți? Nu mi-a spus cât, dar o să zic că dacă nu mă sunt bine să vin, să mai vin. Și am venit, dar n-am mai venit de mult, de un an de zile n-am venit. Și acum am venit să mai facă un control. Vin cu băiețelul și vin de 3 ani și ceva aici. Ce problemă are băiețelul? Am venit că avea imunitate scăzută, alergii, viermișori și era slăbit așa în general. Cât de des ați venit până acum? Am cam renunțat la medicina clasică, medicina alopată și venind doar extrem și foarte aproape și... Veniți numai cu copilul sau și dumneavoastră vă tratați aici? Când am venit prima dată eram și eu destul de supărată și mi-a dat domnul doctor ceva și foarte bine. Și ne și încurajează când suntem supărați. Și pe ea am adus-o de când s-a născut. Și... Dacă ați punea într-o balanță medicina generală, clasică și medicina homeopată, care ar câștiga? Bineînțeles că asta homeopată, de-aia venim și aici, că băiețelul a avut și polipi, i-am scos, au crescut înapoi, dar cu ceea de-a domnul doctor reușește să țină sub control, are otite și multe lucruri puroi în gât au trecut cu homeopată. Și medicina clasică, știu din experiența mea, în unele cazuri nu are soluție. Da, domnule doctor, am văzut un scurt reportaj. Comentați-ne puțin.
ce să comentez? Cred că pacienții care vin la mine sunt pacienți absolut normali. Poate chiar de categorie socială mai joasă. Dacă ar fi să facem o tipologie a oamenilor care apelează la homeopatie, cred că am putea descrie trei tipuri. Da? Primul tip este cel intelectualul, tânăr sau de vârstă medie, care caută pe internet, care se documentează de a se apela. Care se documentează, care vede ce vrea, care vede dacă îi corespunde chestia și care vrea o medicină ecologică. Deci primul este ecologistul, în ghilimele. Da? Da. Adică este același pacient pe care îl găsești pe bicicletă, care apără natura, care apără delta, care apără care mănâncă sănătos, da, și așa. Face sport, dacă face are sport timp liber, și, da? Nu aruncă gunoiul. Și care vine la cabinet prin internet. Sau așa. Asta este primul tip. Al doilea tip, la mine cel puțin, și la mine sunt destul de puțini ăștia, vin, dar nu așa de mulți. În schimb, la mine vin foarte mulți pacienții simpli, care află de la vecini, care află din gură în gură, că o problemă similară s-a vindecat cu ceva care e cu foarte, nu se știe, cu plante. Cu... Da, e ceva vag pentru respectiv. Da, cu niște biluțe, cu picături, nu contează, dar s-a vindecat. Și atunci ăștia sunt pacienții simpli, care vin la homeopatie ca la o medicină normală. Poate nici nu știu despre ce e vorba. Da? Și sunt pacienți care răspund extrem de bine. La fel cum răspund foarte bine copiii. Și astea două, pacientul simplu, intelectual, și copilul, ăștia două sunt argumente foarte mari împotriva efectului placebo. Adică eu sunt foarte fericit că la mine în cabinet se întâmplă un efect placebo după 10 ani de tratamente de altfel. E perfect. Toată ziua aș vrea numai efecte placebo să avem și atunci am scăpat și de medicină, și de alopatie, și de homeopatie. Da? În sfârșit, a treia categorie... Da. Ăștia sunt oameni simpli și copii, da? În sfârșit, a treia categorie sunt oameni disperați. Oameni care au boli grave, în care medicina actuală poate face puțin și care așteaptă un picuț mai bine sau chiar miracole. Da? Ăștia sunt disperați. Ce să spun? La mine, acum, actualmente, preponderent, a doua categorie este cea mai numeroasă. Oameni simpli, oameni normali. Oameni simpli și copii, care vin cu tot felul de lucruri. Dar, din păcate, tot mai mulți oameni care au patologie gravă, serioasă, cu boli rare, cu deficite... Săptămâna trecută am avut două cazuri de hemofilie care încercau cu homeopatia să se amelioreze un pic. Și care sunt rezultatele în cazurile astea extreme mai grave? Sunt rezultatele pe care le putem aștepta din partea medicinii. Adică în momentul în care el are un deficit congenital de factor de coagulare, nu, cum se întâmplă în hemofilie, pot să ajut să sângereze mai puțin în condițiile în care pui organismul să funcționeze fără acel factor. Că ăla nu vine decât... că nu există. Da. Sau în cancer. Tratamentul este paliativ. Adică mai puține dureri, mai ușor de suportat chimioterapia. Ameliorează simptomele. Simptomele, sigur că da. E mare lucru. Să prelungești viața unui canceros e mare lucru. Sau în scleroză multiplă. Se lungește perioada de între zonele acute, chiar pe ani de zile. Sau, mă rog, asta e patologia gravă în care oricum homeopatia oferă o alternativă și nu este mai puțin eficientă decât, vorbesc pe termen lung, decât alopatie. Să recapitulăm. Deci prelungește viața în unele cazuri, în cazuri grave, ameliorează efectele ale bolii, nu? Deci vorba de prelungirea vieții, este vorba de calitatea vieții. Calitatea vieții. Unul din parametrii actuali în bolile grave nu mai este doar boala în sine, ci și calitatea vieții. Se deteriorează omul. Da, adică este unul sau un om care nu are dureri, care mănâncă, care se poate bucura de viață, chiar dacă are un cancer și tratat cu chimioterapie. În privința asta, jospălăria, chirurgia actuală, chimioterapia, radioterapia, terapia alopatică, dură, își face treaba foarte bine. A prelungit foarte mult viața pacienților, cu prețul unor efecte secundare. În aceste efecte secundare, homeopatia își face treaba foarte bine, deci cele două pot fi complementare. Deci poate să meargă paralel,
nu îl afectează unul pe celălalt. Exact. Da? Este un studiu, există un studiu american de anul trecut care a schimbat mult perspectiva homeopatiei în Statele Unite despre tratamentele homeopatice în bolile canceroase. Ca tratament paliativ, nu curativ, paliativ. Da. Adică oamenii se simt mai bine, trăiesc mai bine. Un alt studiu pe multiplă scleroză este în... Eu știu bine despre el, că sunt niște colegi de acolo din Brazilia. Un studiu larg, făcut în universitate, bolnav de multiplă scleroză, care în afară de șoturile de astea alopatice care le iau, folosesc homeopatia ca tratament pentru diferite simptome și pentru calitatea vieții. E un lucru extraordinar. Totuși, este o medicină alternativă. De ce alternativă? Pentru că, vedeți dumneavoastră, ca în Dumbrăvița, avem o stradă principală care este asfaltată și strada mea, care e o stradă secundară, este plină de gropi. Da? La fel se întâmplă și în medicină. Ai o stradă principală care te duce de la Timișoara până la autostrada spre Arad și străzile secundare, unde trăiesc oameni, adică care și-au pacienții lor, da? Sunt mai puțin regularizate, sunt cu gropi, sunt cu probleme, unii le acceptă, alții nu le acceptă. Până la urmă, v-am spus, categoria disperaților acceptă să meargă pe drumurile secundare pentru că n-au, pe drumul principal nu au foarte multe șanse sau, cum să spun, au... Mai încearcă și drumurile secundare, exact, pe lângă drumul principal. Și cred că o asociere între cele două este benefică și face parte dintr-o medicină mai completă decât asta strict, rigidă pe care o avem. Vorbeam de ecologiști. Există o mișcare la nivel global, la nivel mondial, să spunem așa, în rândul intelectualității, împotriva globalizării, care impune standarde în toate domeniile și nu te lasă să trăiești. Ca individ cu specificit, cu nevoile și cu stilul tău specific. Da? De exemplu, știți foarte bine că în Uniunea Europeană francezii au făcut mare scandal pentru brânzeturile fermentate din lapte nefiert. Știți asta. Și-au obținut dreptul. Și bine au făcut. E vorba de dreptul oamenilor de a opta la ceea ce crede că îl reprezintă. Cred. Și în privința asta, într-adevăr, homeopatia este o medicină, nu o medicină, este o terapie alternativă. Medicina rămâne una. Medicina rămâne una. Perspectiva asupra medicinii este diferită în cele două. Care este diferența între medicina naturistă și medicina homeopată? E foarte simplu. Medicina naturistă folosește lucrurile naturale în formă foarte asemănătoare de cele găsite în natură. Da? Adică ia planta, îi face tinctură sau face ceai sau face pulbere. Da? Așa se întâmplă, de exemplu, cu Gingo. Și avem un medicament preluat de alopatie. Așa s-a întâmplat cu Digitala. A fost un medicament pe care alopatia l-a preluat. Așa se întâmplă cu foarte multe substanțe. În homeopatie există un pas de procesare specifică, adică această diluare și procesare homeopatică, în care planta sau mineralul nu mai este în stare pur naturală, ci este procesată medicamentos. Acest principiu dozelor infinite. De care ați vorbit puțin mai înainte. Da. Și în felul acesta, în homeopatie, se pot folosi substanțe toxice. În cantitate foarte mică, nu? Da, deci, pentru că ele sunt foarte diluate. Ele sunt foarte... Cantitatea poate nici nu mai există de acolo, câte o nanoparticulă, da? Ele se pot folosi ca și agent curativ, da? Și din cauza asta este foarte frumos... că, zic eu, o imagine frumoasă este imaginea șarpelui care își varsă veninul în cupa medicală. Sau a albinului. Nu, știți că există la imaginea clasică, vorbiți, imaginea clasică a medicinei. Da. A medicinei este cei doi șerpi încolăciți care își varsă, varsă veninul în cupa medicinii care va face bine pacienților. Totuși, scepticii spun că găsind în soluția respectivă o nanoparticulă, sau mai puțin, sau puțin mai mult, există fenomenul de șarlatanie. Da, așa este. Atâta vreme cât
procesarea medicamentului nu este foarte corectă, se poate să nu, să nu existe nimic în acea... Poate chiar să, să existe. Au fost cazuri când, mă rog, dar asta numai studii aprofundate în laboratoare se poate efectua, nu? Când soluția respectivă nu avea de a face nimic cu... Depinde cu ce o investighezi. Se poate, acest lucru este posibil, dar depinde cu ce o investighezi. Ca să poți pune în evidență acea nanoparticulă, trebuie să ai o tehnologie de câteva multe milioane de dolari. Multe milioane de dolari. Deci cercetările astea nu prea se fac... Sunt cercetări de vârf. Da, de vârf. Și atunci, și povestea este așa, povestea este că în 200 de ani de istorie, noi folosim aproape aceleași substanțe ca acum, ca la început. Și în mod constant, acele substanțe se dovedesc perfect curative în condiții similare. Există câteva argumente împotriva șarlataniei. 1. De ce după 10 ani de alopatie, ați avut pacienta, după 10 ani în care o boală de piele nu s-a vindecat, s-a vindecat după niște biluțe, adică e un efect, sau după mai mulți, după 10 încercări din cu altceva, ăsta e un argument împotrivă. Apoi am spus de copii și oameni simpli, apoi faptul că este eficientă în medicina veterinară. Homeopatia se folosește și în medicina veterinară. Da, și la cai, și la vite, și la... Da, sigur că da. Și apoi, mai există un argument care zic eu este important. Faptul că în cadrul tratamentului homeopatic, nu orice dai funcționează. Adică, un pacient a fost la un homeopat, a luat 1, 2, 3 medicamente homeopatice și nu au funcționat. Acel medic homeopat pot să fiu eu însumi. Adică am dat o dată, de două ori, de trei ori, am privit pacientul dintr-o anumită perspectivă, am pus un diagnostic și acel diagnostic nu a fost corect. Și pacientul nu merge. Da. În momentul în care ai făcut într-adevăr un diagnostic homeopatic corect și ai dat remediu corect, atunci el funcționează. Este cel mai puternic argument. Faptul că în cadrul acelei discipline, dacă nu-i respecti într-adevăr principiile, nu ai rezultat. Și când le respecti, ai rezultat. Care sunt avantajele și dezavantajele, dacă am despărțit astea două lucruri în homeopatie? Despre dezavantaje să vorbiți, dacă sunt. Da, dezavantajele sunt, în general se spune că homeopatia durează, consultul durează mai mult, ceea ce nu este neapărat adevărat. Clar, la mine cel puțin nu este adevărat. Apoi, este puțin mai pretențioasă din punct de vedere medical, pentru că standardizarea este dificilă, tratamentul este individual. Fiecare pacient este luat în parte, analizat. Cinci oameni care au o gastrită hiperacidă, ulcer sau mai știu eu ce, sunt tratați cu 5 medicamente diferite în homeopatie, față de o schemă pe care o învață... Medicul internist, hai să spunem așa. Da? O schemă, standard. Deci este mult mai pretențioasă pentru medici. Deci contează foarte mult calitatea medicului? Cel mai mult. Pregătirea medicului homeopatic. Pregătirea lui homeopatică și în privința asta este clar că ca și în acupunctură contează foarte mult medicul. Ca și în alopatie, de fapt. Știți cum e? Cel mai bun exemplu este chirurgul. Da? În alopatia medicamentoasă, lucrurile sunt simple. Medicamentul este bun pentru că e produs de o firmă sau de alta. Și medicul prescrie conform unui standard. În chirurgie, mâna celui care ține organul în mână, nu? Aia contează. Deci calitatea lui contează foarte mult. Cum știe să opereze, ce să facă, cum să supravegheze, așa mai departe. În homeopatie e la fel. Contează foarte mult calitatea medicului, clar. Cât vă ajută semnele vizuale la un pacient? Pe mine imens, pe alții deloc. Ați studiat și semiologia, semiotica. Da. Și spun, da. Cursurile mele în mare majoritate sunt cursuri despre semnele vizuale în diferite domenii. Adică în dermatologie, în pediatrie, chiar și în boli de respiratorii. Cum decurge o consultație? Prima consultație? În general, așa cum homeopatia este o medicină a individului,
pentru mine cel puțin, consultația este un happening total. Da? Am învățat pendelete și există fișe de consultații homeopatice pe care unii, mai ales la început, le completează cu mare conștiinciozitate. Pentru mine asta contează mai puțin, pentru mine contează ce are pacientul să-mi spună, cum are să-mi spună, ce văd și apoi, de la un anumit moment, consultația merge pe linia pacientului. Deci este foarte individuală. De asta o consultație poate să dureze foarte mult sau foarte puțin. În momentul în care m-am prins, în ghilimele, adică am pus diagnosticul de remediu homeopatic, consultația s-a terminat. Mai trebuie să mă gândesc ce trebuie făcut mai departe. Unii confundă homeopatia cu psihologia, cu psihoterapia. Ați avut cazuri când au apelat oameni la dumneavoastră și având, până la urmă, tulburări mentale? Da, destul de multe. Asta e în categoria primă a elitiștilor, ecologiști. Da? Foarte mulți. O boală la modă în ziua de astăzi este... Nu ne ascultă. Nu. Sunt atacurile de panică, adică sindromele anxios-depresive, care sunt aproape corelate vieții moderne. Aceste sindrome anxios-depresive au un bun răspuns la homeopatie, da? Dar de obicei reflectă probleme de adecvare socială, de adecvare psihologică, de om care fie își iese din piele și nu se mai găsește pentru că nu mai e acolo, fie este copleșit de lume și are toată lumea pe umerii lui și nu mai știe cum să se descurce cu ea. În această privință, homeopatia merge foarte bine cu psihoterapia. Dar nu neapărat, că de obicei merge singură. Deci practicați și psihoterapie în cursul... Nu. Eu personal nu practic psihoterapia. Dar aplicați? Asta este una din dezamăgirile pacienților mei. Deci eu... Dar unii ar cere, nu? Știu. Eu pun diagnostic homeopatic și dau remediu homeopatic. Dacă ăla funcționează și de obicei funcționează, nu mai e nevoie de psihoterapie. Fac o psihoterapie implicită. Dar dacă e nevoie de psihoterapie, am cunoștințe și prieteni care sunt psihoterapeuți cu diplomă. Specializați adică pe această... Da, au această specialitate medicală și cred că fiecare specialitate are demnitatea ei. Treaba mea este să fiu homeopat. Treaba lui să fie psihoterapeut. Analizele de laborator sunt necesare pentru a merge la dumneavoastră? Sau trimiteți dumneavoastră la analize? Uneori da. Deci orice fel de act medical, de clarificare a diagnosticului este prețios. Homeopatia secolului 21 nu este în afară de secolul 21. Eu văd în fiecare zi tomografii, computer tomografii, rezonanță magnetică, analize genetice sau analize imunologice. Pentru că cele două nu sunt despărțite la nivelul medicinii, ci doar al terapiei. Adică medicina în sine este ansamblul cunoștințelor asupra omului din punctul ăsta de vedere. Cum poți să ieși din ea? Sunt unii care pretind un fel de clasicism caduc al homeopatiei și cred că nu au dreptate. Pacientul trebuie să-și țină un regim alimentar mai aparte? Sau nu are de a face cu alimentația? Întotdeauna un regim alimentar adecvat pacientului și nevoilor sale este de dorit. Foarte multe boli, se știe bine, vin din greșeli alimentare, din greșeli de igienă, din greșeli de somn, din greșeli de stil de viață. Da? Bineînțeles că e important să corectăm aceste greșeli, dar nu atât de special cât se întâmplă, de exemplu, în diabet. Da? Pe de altă parte, conform homeopatiei, fiecare individ are nevoi specifice alimentare. De exemplu, sunt oameni care au nevoie de dulce prin tipologia lor și sunt oameni care au nevoie de sărat prin tipologia lor. Sunt oameni care și perioade în care au nevoie de acru, de lămâie, sau și perioade în care au nevoie de, eu știu ce, aliment, de ciocolată. Toate lucrurile astea trebuie gândite în ansamblul personalității și nevoilor pacientului. Nu este rău să ai nevoie de dulce, dar se poate, sau de ciocolată chiar. Da? Dar se poate folosi o ciocolată de calitate bună, adică aia cu multă cacao și puțin zahăr. Domnule doctor, din păcate,
S-a scurs timpul, okay. Așa că trebuie să întrerupem discuția noastră, deși am mai fi putut discuta, că mai sunt teme în interiorul homeopatiei, da, în esență, da, dar nu am vrut să intru în larg, în probleme așa profesionale, în adâncimea lor, că poate nu toți sunt la zi și de aceea am evitat să, mi se pare foarte, ca să rămânem la nivelul înțelegerii comune. Ok. Mulțumesc foarte mult și că ați acceptat. Și eu vă mulțumesc. La revedere, vă doresc succes. Numai bine. La revedere.